Un accident rutier s-a produs în această dimineață în localitatea Gorjană, Crasna. O mașină a derapat și s-a izbit violent de un stâlp de electricitate. Șoferul, un tânăr de 19 ani din localitate, a efectuat o manevră de depășire a unui autoturism prin loc nepermis, fapt ce a dus la producerea evenimentului rutier. În urma impactului, doi tineri de 17 ani și un bărbat de 37 de ani, pasageri în autoturism, au suferit leziuni, fiind transportați la spital pentru a acordarea de îngrijiri medicale. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.